Împlinirea 195 de ani de la atestarea Poliției Române Moderne a fost sărbătorită de către Poliția Română prin diverse manifestări. Poligonul din Budeasa, ce aparține Inspectoratului de Poliție al județului Argeș, a găzduit Cupa Presei la tir, unde jurnaliștii argeșeni au avut ocazia să fie alături de polițiști. Activitatea a început cu prezentarea armei din dotare și modul de utilizare a acesteia. Facem activitatea noastră anuală cu ocazia zilei poliției, respectiv Cupa Presei la tir. Începem prin prezentarea modului de funcționare al armei cu care veți executa tragerea în poligon. Pistol Carpaci, mare parte din dumneavoastră a tras și anul trecut. Se trage de manșon, se verifică arma, se percutează un gol. Veți primi încărcătorul cu 3 cartușe. Încărcătorul intră în mânerul pistonului, după care se armează și arma este fierbinte, în termen mai profesionist. Înseamnă că avem un cartuș pe țeavă. Se poate executa tragerea. Jurnaliștii au avut ocazia să tragă la țintă cu pistolul Carpați, având la dispoziție doar 3 cartușe. Colegul nostru de la Clar TV, Alexandru Angelescu, s-a remarcat luând locul 3 la băieți cu 26 de puncte din 30. Câștigătorii au fost premiați de chestorul Ionel Ispir, care i-a felicitat oferindu-le medalii și diplome. De asemenea, comandantul poliției argeșene a oferit tuturor celor prezenți diplome de participare. Locul 3 de la Clar TV, domnul Angelescu Alexandru. Mai fost sau e prima? Și-a nu trecut? Nu, am acasă.